Salut! Primul rând vreau să vă salut pe toți și să vă spun că eu sunt tipul ăsta care a ajuns la aproape 14.000 de abonați prin intermediul vostru, făcând tot felul de videoclipuri, content pe YouTube, din imaginația mea, după stilul meu. Eu încerc să fiu pe cât posibil de original, nu să copiez pe toată lumea, cum zic unii, dar oricum nu ai cum să creezi ceva fără să fii puțin inspirat de către un alt loc sau de către altcineva. În 2 ani de YouTube vreau să spun că m-am schimbat destul de mult ceea ce privește caracterul, fizicul, moralul și alte chestii de genul. Am avut părți bune, am avut părți rele, am avut părți în care am vrut să mă las, dar stai liniștit, asta nu e un videoclip de ăla de genul cu melodie tristă pe fundal, nu, m-am schimbat, nu mai e așa ceva, nu mai pot, nu mai are ce discuta așa ceva pe canalul ăsta, cel puțin. Pe măsură ce am crescut, vreau să spun că m-am retardat destul de mult și nu știu, cred că pot să spun că îmi place. Adică fiecare om are stilul lui, are modul lui de viață prin care trăiește. Eu sunt ăla un pic mai cretin așa, care nu știu, ia lucrurile foarte neînserios, îi pasă foarte puțin, totuși e vesel și chestii de genul. Acum am făcut video ăsta că în ultimul timp am primit comentarii că îl vrem pe vechiul Snic înapoi, că unde vechiul Snic, ci că bun videoclipul ăsta, dar când apare. Și acum eu mă întreb, da, totuși am 14.000 de abonați și totuși sunt persoane care din grupul ăsta care totuși realizează că eu m-am schimbat și că fac content și se uită. Și sunt și alte persoane care chiar apreciază ce fac. Când am văzut aseară comurile alea, mă gândeam, bă, ce morți lusnic ăsta, mă, ce avea ăla vechi, mă, ce avea, avea păr lung, avea serii de-astea mai plictisitoare, posta o grămadă fără să editeze, făcea și live stream-uri, are părul mai scurt, e mai retardat, îl doare în cod de alt, nu prea ține cont de părerea altora până când nu dă el cu capul de sus. Deci ăsta sunt eu la momentul de față. Să dăm un exemplu. Foarte puțin mă interesează ce zici tu despre mine. Atâta timp cât eu știu cum fac treaba și cât de retardată e, sunt foarte împăcat cu ideea. Și nu mă întristează și nici nu mă înveselește că îmi spui tu că, bă, retardatule, ia vezi că nu știu cum. Păi asta e și ce? Acum video ăsta l-am făcut pentru a vă întreba ce ați vrea voi să aduc eu din vechiul Snic ăla de acum un an, de acum doi, când făcea videoclipuri de genul bine v-am regăsit la o nouă serie de Minecraft care ține doar două episoade. Dați un like să facem 5 like-uri. Fiecare persoană se schimbă, nu ai cum să spui că nu te schimbi, nu ai cum să spui că rămâi același pentru că orice ai face te schimbi, ori fizic, ori moral, dar tot. Eu nu pot să spun neapărat că m-am schimbat în bine, mie îmi place relativ schimbarea mea. Cu toate că sunt un pic prea retardat uneori, asta e boss, mie îmi place, trăiesc viața la maxim și o trăiesc acum cât e la vârsta asta, că acu e cel mai tare. Cei drept am început să postez destul de rar și mai ales aseară când am stat și am zis, bă, hai să editez video ăsta, să-l pun, nu contează, trebuie să-l editez, nu contează, mai bine pun mai puține și le editez decât să pun de astea mai multe, fără editare, fără așa, fără nimic. Și totuși după ce am stat relativ multuț, pentru că mi s-a închis și Sony Vegas-ul când îl terminasem aproape și trebuie să l-am de la început, am pus video aseară și a zis că, bă, ce cu video-ul ăsta, unde e, unde e vechiul Snic, nu ne place, nu. Și mă gândeam, bă, ce morții lui frate, acum nici că editez, nu bine, nici nu știu. Într-adevăr, nu prea îmi pasă ce zic alții, dar totuși îmi pasă de comunitatea asta, pentru că comunitatea asta m-a ajutat să cresc și o să mă ajute în continuare. Tocmai de asta țin și cont de părerile voastre cât pot. Eu pur și simplu aș putea să pornesc jocul, să apăs butonul de filmare, să înregistrez, să opresc filmarea și să o pun pe YouTube, dar nu știu la câți din voi v-ar plăcea pur și simplu să vă uitați la un video de ăsta. Totuși aștept părerile voastre în comentarii să văd dacă e mai bine așa, pentru că pentru mine e mult mai ușor să pun un video de genul decât să stau, să editez, să fac thumbnail-uri și asta e treaba, să nu credeți că chestia asta mă va schimba foarte mult, eu tot o să continui să fac ceea ce fac și dacă e vreo părere constructivă, da, o respect și pur și simplu țin cont de ea. Așa că nu știu, nu ezita să-mi spui ce ai vrea din vechiul Snic ca să aducem la nou Snic, ca să fie o comunitate mai mare și pentru chestii să fie bine. V-am pupat, bă, să aveți o zi faină și mâine și poimâine și eu vă transmit numai bună dispoziție ca să aveți parte de toate și să aveți o zi faină, așa că, pa!